Continuăm cu știri interne. Gheorghe Codorobai, învinuit de răpirea și uciderea tinerei Ana Maria, însărcinată în 6 luni, era în deplinătatea facultăților mentale atunci când ar fi comis crima, arată rezultatele expertizei psihiatrice. Acesta a fost învinuit astăzi oficial și de viol. Acuzațiile au fost înaintate la ședința de prelungire a arestului preventiv pe numele său. Acesta este acuzat pentru comiterea infracțiunii de răpire a unei persoane, adică articolul 164 din Codul Penal, violul unei persoane, articolul 71 din Codul Penal, inclusiv și omorul unei persoane, articolul 45 din Codul Penal. În fața instanței a făcut declarații referitor la urmărire penală, a decis să se folosească tot de dreptul de a tăcea, așa că la momentul de față nu a dat declarație în instanța, s-a expus asupra demersului instanței de judecată. Eu prin cerere am solicitat respingerea demersului și să fie eliberat deoarece el pledează nevinovat. Amintim că în seara de 12 aprilie, tânăra de 19 ani însărcinată în 6 luni a urcat de la o stație de așteptare a transportului public din Orhei într-un automobil și a dispărut. Ulterior, oamenii legii au constatat că victima a fost răpită de un bărbat de 45 de ani, fost angajat al structurilor de forță, care a fost reținut la câteva zile după dispariția tinerei. 8 zile mai târziu, trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit la 21 de kilometri de casa suspectului. Oamenii legii au stabilit că tânăra avea urme de moarte violentă și tortură. Faptele incriminate lui Gheorghe Codorobai se pedepsesc cu închisoare de la 20 de ani până la detenție pe viață.